Permiteți-mi să vă vorbesc despre câteva efecte ale temerii de Domnul în familia creștină, care ar trebui să se vadă atât la nivel de cap de familie, ca și soț și bărbați în familie, cât și la nivelul soțiilor și a copiilor. Există efecte care se produc în urma unei temeri autentice de Domnul și de puterea Harului Său. În primul rând, o temere de Domnul corectă după Biblie, după învățătura Scripturii, produce bărbați cu priorități corecte. Bărbații trebuie să fixeze scopuri precise și lucruri importante în familie. Când temerea de Domnul nu există, există tot felul de scopuri. Scopuri pe care ni le dau formatorii de opinie din lumea aceasta, scopuri pe care ni le dau colegii de servici, scopuri pe care ni le dau oamenii din lumea aceasta, care spun, doamne, pentru mine e important lucrul ăsta. Și automat îl împrumuți. Când ai temere de Dumnezeu, scopul vieții tale este dat de Dumnezeu și ai niște priorități foarte corecte. Din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă subliniez un bărbat despre care s-a vorbit deja. Un bărbat care putea să se dea mare cu tot ce avea. Un bărbat care se putea lăuda cu tot ceea ce avea. Este vorba de Iov. Și Sfânta Scriptură ne spune în Iov, în capitolul 1, versetele 1 la 3, în felul următor. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se apădea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un număr foarte mare de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Amin. Tot ceea ce este el aici este datorită faptului că a pus priorități corecte. Când Biblia vorbește despre el, vorbește în primul rând că prima lui prioritate în viața lui a fost Dumnezeu și lucrul acesta a fost demonstrat. A doua prioritate a lui sunt copiii și familia. Și a treia prioritate ce avea el, sute de măgărițe, o mare număr de slujitori, dar prima lui prioritate era Dumnezeu. Când lucrurile acestea în viața noastră se inversează, când lucrurile acestea nu sunt așa, se poate întâmpla că de foarte multe ori avem probleme la nivelul familiei. Se poate întâmpla că avem dezamăgiri în cadrul familiei. Unde alergăm atunci? Uitați-l pe Iov. Își pierde într-o singură zi toți copiii. Și erau copii deosebiți. Citiți despre fetele lui. Erau de o frumusețe extraordinară. Și erau copiii a unui om credincios. Și într-o singură zi, fără să-l anunțe nimeni, omul acesta a avut 10 mormântări odată. Ne-am fi așteptat ca omul acesta să-și piardă mințile. Ne-am fi așteptat să se dea cu capul de pereți. Ne-am fi așteptat să nu mai aibă nicio siguranță. Și efectiv toată lumea îl credea. Dom'le, n-ai cu cine vorbi zilele astea cu Iov, că nu și-au pierdut unul, doi copii într-un accident. 10, toți 10 au murit, măi. Nu i-a rămas nici măcar mezinul să moștenească averea. Nimic. Și Dumnezeu și omul ăsta a fost credincios lui Dumnezeu. Normal n-ar mai trebui să aibă busolă. Normal n-ar mai trebui să spună, Dom'le, eu nu mai știu ce să mai cred. Dar nu. Pentru că prioritatea lui numărul unu a fost Dumnezeu. În primul rând, el a încheiat ziua aceea memorabilă cu 10 mormântări odată, cu următoarele cuvinte. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie. Bă, dar tu altă grijă n-ai acum decât să-l auzi numele Domnului în ziua asta? În ziua asta plângi, în ziua asta boșești, în ziua asta faci și vrei, tu toată lumea te scuze, băi, că ai dreptul. Nu, nu, în ziua asta... Dumnezeu, prioritatea numărul unu, trebuie să fie binecuvântat. Stimații mei, cum de se face că atunci când în familiile noastre intervin anumite probleme, nu mai venim la adunare? Cum de se face că atunci când ne pierdem niște bani, suntem cei mai supărați pe Dumnezeu? Cum de se face când avem pană de cauciuc, tot Dumnezeu e vinovat? Cum de se face că dacă cineva ne deranjează în mediul evanghelic, ne răzbunăm tot pe Dumnezeu? Și frații mei, nu uitați, tu nu-ți poți păzi copiii când se duc la grădiniță și când vin înapoi. Tu nu-ți poți păzi casa ta. Tu te culci și dormi noaptea. Poți să cadă un meteorit sau un avion peste casa ta. Nu tu ai sistem de apărare în domeniul ăsta. Ce te păzește pe tine și pe copiii tăi la plecare și la venire este Domnul. Și te așteaptă într-o anumită zi să pui deoparte orice altă prioritate
și să vii să-i spui mulțumesc frumos. Doamne, dă-mi voie să cânt o cântare de laudă, că vrednic ești Tu să primești gloria și slava în veci. Știi ce se întâmplă, frații mei? Se întâmplă cu un fir de praf, ca Virgil Neagu. Se întâlnește cu tine și faci mișto din tine. Efectiv, la un moment dat așa, face râs din tine. Te enervezi așa de tare, te superi așa de tare, că la un moment dat, când Dumnezeu te aștepta duminica să-i lauzi numele Domnului, tu nu vii. Te-o supăra Virgil Neagu, te-o supăra frață, te-o supăra colegul, te-o supăra șeful, te-o supărat nu știu mai cine. Și Dumnezeu spune, l-am păzit, l-am ocrotit pe el și casa lui, i-am dat pâinea aceea de toate zilele și aștept să mulțumească frumos. Și el, din cauza unui fier de praf, tot pe mine se răzbună. Știți de ce? Pentru că nu e el prioritatea noastră. Prioritatea noastră e părerea altora despre noi. Prioritatea noastră este cum ne văd alții. Prioritatea noastră suntem noi. Pe mine m-a jignit. Uite-l pe Iov. Prioritatea numărul unu în viața lui este Dumnezeu. După Dumnezeu este familia. Când ei și pui familia pe primul loc, frate de Daniel a tratat foarte bine lucrul acesta și Domnul Iisus din start a spus, cine iubește mai mult familia decât pe mine, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Pentru că nu poate depune mărturie în familia lui, efectiv. Că totdeauna iubind familia te vedea după ea, că poate îi câștigi. Dar iubitul meu, de fapt te pierzi tu, nu-i câștigi pe ei. Ori a rămâne credincios lui Dumnezeu în perceptele morale și clare, presupune în familia respectivă să rămâi la un moment dat dezagreat de ceilalți. Dar un om cu verticalitate, un om care croiește cărări drepte pe calea lui și cei ce șchiopătează din familia lui, când e vorba de încercare și vor să aibă un model, se vor pune în spatele tău, pentru că te vor ști, tu nu minți. Te vor ști că tu ești om credincios, te vor ști că ție-ți pasă de ce spune Dumnezeu, nu numai în teorie și în practică, că prioritatea numărul unu este Dumnezeu. De ce să nu vă spun, v-a adus Dumnezeu ca mărturie în Italia și v-a adus aici ca să fiți o mărturie vie prin modul în care trăiți pocăința, frecventați biserica și trăiți moralitatea înaintea Domnului, după poruncile Domnului. O a treia ispită și prioritate pe care o punem de foarte multe ori sunt posesiunile sau banii sau euro. De multe ori Dumnezeu este doar mijlocul de a câștiga mai mulți bani. Dumnezeu care cunoaște viitorul, care cunoaște patronii, care cunoaște firmele, care cunoaște cu tare, Doamne, te rog frumos, doar de aia există, te rog, pregătește un loc unde să câștig mulți bani, asta e tot. Dar Dumnezeu întreabă, dar vreau să vii duminica să-mi slujești, vreau să pleci în misiune în timpul săptămânii. Nu, Doamne, problema e de mulți bani, te rog frumos, rezolvă-mi problema asta, că nu te mai deranjezi după aceea. Ori, iubiții mei, posesiunile nu sunt o prioritate, cu toate că foarte mulți credincioși și creștini și cap de familie nu recunosc lucrul acesta. Frecvența lor la casa Domnului sau când trebuie să aleagă între o muncă bine plătită și slujba din biserică, ce anume primează? Pentru că examenul ăsta îl dai. Vrei, nu vrei, îl dai. De aceea e important, nu inversați lucrurile. Pentru Iov a fost simplu. În primul rând, Dumnezeu. În al doilea rând, familia. Și în al treilea rând, posesiunile. Și a rămas până la capăt. O altă ordine a priorităților lui Iov ține de valorile spirituale pe care le-a profesat el. Aș vrea să vă spun că din textul biblic pe care l-am citit, ceea ce arată baza celorlalte acțiunea lui Iov și atitudinea lui Iov este următoare. În primul rând, Iov s-a temut de Dumnezeu, pentru că s-a temut de Dumnezeu, s-a abătut de la rău și pentru că s-a abătut de la rău, trăia o viață de curăție, trăia o viață de cinste, de neprihănire. Dar totul pornește de la teama lui Dumnezeu. Câtă vreme ai ordinea aceasta a priorităților în viața ta, Dom'le, mă tem de Dumnezeu în primul rând. Nu mă tem de ce mi-ar poate face oamenii. Nu tem de ce măsuri ar putea să iau unii sau alții împotriva mea pe nedrept. Mă tem în primul rând de Dumnezeu. Pentru că te tem de Dumnezeu, te vei feri de rău. Pentru că te va interesa ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place lui Dumnezeu. Ce urăște Dumnezeu să nu repet eu. Să nu mă pun rău cu cel pe care eu îl iubesc, îl admir și îl urmez.
Am grijă de lucrul acesta. Ori temerea aceasta de Domnul îți dă lucruri clare în viața ta. Te vei feri de orice se pare rău. Răul și binele ți-l dă etalonul slujirii lui Dumnezeu. Dumnezeu în Scriptură îți spune ce-i bine și ce-i rău. Nu uitați că lumea noastră schimbă valorile. Lumea noastră trăiește într-un mod în care păcatul la momentul actual e virtute. De aia se prezintă anumiți actori, anumiți oameni pe canalele de televiziune, spun liniștiți că și-o lăsat familia, s-o luat cu altcineva, trăiește o dragoste, cum n-a mai trăit-o, ăștia se întreabă, dar la câta soției sunteți? Păi, nici nu mai știu la câta, dar e o dragoste de data asta, de aia autentică, grozavă. Și ăștia vin și-și plătiți pentru declarațiile pe care le fac ei. Și dacă stai conectat prin intermediul mass media la declarațiile lor, la un moment dat trebuie să spui, măi, ceea ce zici ăsta e bine sau rău? Întâlnești anumiți credincioși din acest moment. Măi, dar e sincer în ceea ce spune. Și dacă e sincer, e și adevărat? Și dacă e sincer, ăsta e binele? Binele și răul, iubiții mei, îl dă Dumnezeu în Scripturi. Și într-o zi nu vom fi judecați după părerea lor, după constituțiile oamenilor. Într-o zi fiecare dintre noi vom fi judecați după cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă ce-i bine și ce-i rău. Aș vrea să te întreb, când te ferești de rău, la ce te referi? Pentru că dacă nu te temi de Dumnezeu, sunt anumite lucruri rele, dar sunt lucruri care nu sunt așa rele. Citeam la un moment dat în istoria restaurantelor McDonald's că s-a întâmplat ceva deosebit. Și anume, într-o seară un angajat McDonald's a strâns toate veniturile restaurantului și a pus într-o pungă din aia în care pun ei acolo chipsurile alea și ce mai au ei pe acolo din meniul lor. Au pus toți banii ăia în pungă, aia au pus deoparte ca să predea la urmă la casier. În timpul ăsta au mai venit cineva și o cerut. Din neveghere venise altul acolo, crezând că-i pregătită marfa pentru el, o lua punga aia cu bani și o dat-o lui ăla care stătea la rând cu mașina acolo. I-a dat punga cu bani, i-a dat ce-o mai crezut el, niște suc, ceva acolo și ăsta a plecat. Când a venit el, o întreabă, dar unde-i punga aia care era aici? Păi, care pungă? Că era punga cu meniu. Nu, domnule, erau banii noștri, domnule, pe toată ziua de azi și o grămadă de bani. Unde i-ai dat? Cui i-ai dat? Suite pe camera cu tare, să vadă, să cu tare. Unde-i omul ăla? Ce număr la mașină există? Erau toți banii pe ziua respectivă și nu făcuse puțin bani. Și acum trebuiau ei să gândească cum fac rost. Dar nu dura mult și apare domnul cu mașina înapoi acolo. Când a văzut ăsta că vine ăla la mare, a dat telefon și a venit un reporter cu camere de luat vederi, cu unul care filma totul acolo. Păi rar găsești ocazii de astea, doar îl găsești pe număr și ăla spune, eu știu cine a fost șofer, ce îmi spui mie, umblu după pungi. Eu am cerut pungă de meniu, atâta tot. Faptul că m-ați binecuvântat, asta e altă problemă. Ei, din punctul ăsta de vedere, ăsta vine înapoi. Vine înapoi și spune, domnule, eu am cerut un anumit meniu, din greșeală un angajat dumneavoastră mi-a dat o pungă în care era o grămadă de bani. Am venit să aduc bani înapoi. Ăștia, domnule, rar cinstite, dă-ne voie să vă filmăm, să vă punem la televiziune cu un om. Nu, vă rog frumos, nu mă filmați. Că aia cu care sunt eu nu-i nevastă, mi-e amantă. Nu. Deci, atenție! Asta, caz real vă spun. Ăsta aduce și bani înapoi, avem moralitate, nu-i așa? Dar nu-i plac cu nevastă. Ce-i binele și răul pentru tine? Că sunt lucruri care sunt rele pentru tine, dar alte lucruri pe care le consideri bune. Ăsta considera bun să aibă pe lângă nevastă amantă, dar considera rău să oprească banii de la McDonald's. Iubiții mei, toți ne punem sub autoritatea Scripturilor, Doamne ajută! Ce spune Dumnezeu că e bine, rămâne bine, chiar dacă toți spun că e rău, e perimat, e uzat. Și ce spune Dumnezeu că e rău, poți să ridici ăștia la rag de virtute, rău rămâne, pentru că într-o zi vom fi judecați prin Scripturi și în ziua aceea să dea Domnul să ieșim bine. Doamne ajută! Câtă vreme ai temere de Domnul, urmează să te ferești de rău și ferindu-te de rău, trăiește înaintea Domnului starea aceea de curăție și de neprihănire care te face ca rugăciunea ta să fie ascultată, care te face să ai o relație corectă. Pentru că Iov a pus prioritățile în mod corespunzător. Efectele în casa lui se vedeau. În primul rând, în relația cu Dumnezeu, Iov avea momente de rugăciune. Pentru el Dumnezeu nu era străin. Pentru el Dumnezeu era cineva apropiat. Nu numai atât. Totdeauna când copiii lui se adunau la un ospăț,
Iov avea grijă să aducă arderi de tot, să facă altare și spunea, poate că copiii mei, în distracția asta pe care au avut-o, au ieșit din limitele normalității și a bunului simț și au supărat pe Dumnezeu. Ca atare mă rog lui Dumnezeu pentru ei, ca mâna Domnului să toarne în continuare binecuvântare, pentru că relația lui cu Dumnezeu era o viață de rugăciune și de mijlocire. Poți să mijlocești pentru casa ta. Când ai priorități corecte, ca și cap de familie, prezinți înaintea Domnului toată casa ta și vezi că Dumnezeu te păzește și te ocrotește. Spunea fratele Daniel aici despre exemple biblice în care temerea de Domnul poate deveni contagioasă în cadrul familiei. Însă există situații când copiii sunt refractari, sunt împotrivitori la temerea aceea de Domnul. Dar avem o armă extraordinară și anume ne rugăm lui Dumnezeu care așează în circumstanțe, împrejurări și care îl cunoaște pe copilul nostru mai bine decât se cunoaște el, care îl iubește mai mult decât îl putem iubi noi, toată familia la un loc. Și atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu lui acestuia și îl punem în mâna Domnului, sute sau mii de îngeri sunt puși la dispoziția acelei persoane ca acea persoană să fie mânată să vadă bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul respectiv, iubitul meu, prioritățile tale sunt așezate în mod corespunzător. Nu tot același lucru pot să vă spun despre un cap de familie, pentru care primul lucru e familia. Concediile, distracțiile, marea, muntele, băile termale în timp ce frații sunt la cina Domnului în adunare. Nu tot același lucru pot să vă spun. Vine ziua necazului când ai nevoie ca copilul tău care s-a înhăitat cu alți oameni care doresc să-l ducă departe de fața Domnului. Îți dai seama că nu te poate ajuta tot bordul pastoral. Tot cultul penticostal nu te poate ajuta. Atunci ca bărbat vii și spui, Doamne, acum vin la Tine. Nu m-am dus azi la băi termale în timp ce frații stau în adunare, ci am venit în casa Ta să mă rog, îndură-Te de copilul ăsta al meu, Doamne. Tu crezi că ai același ecou în cerul ca și cel care are priorități corecte, care în timp ce Tu erai prin altă parte, el stătea și făcea repetiții în adunare? Tu crezi de lucrul ăsta? Câți oameni am întâlnit care au pus bazele corecte? Am văzut oameni care făceau sute de kilometri cu microautocarul casei lor ca să meargă să slujească la o biserică în depărtare, în anumite țări. Și își luau toți copiii cu ei și nu aveau puțin. De-aia trebuia să aibă un microautocar. Și se sculau dimineața la două ca să ajungă la ora 8, ajungeau înainte la ăia din zona respectivă, slujeau acolo până după masă, stăteau la masă, după care plecau din nou sute de kilometri să ajungă în localitatea unde domiliciau pe continentul respectiv, cu toți copiii după ei, unii obosiți, ca a doua zi trebuiau să fie la școală. Când oamenii aceștia au avut un copil care n-a ascultat, s-a înhăitat cu alți colegi care beau, care se drogau, și când copilul ăsta s-a îndepărtat, toată familia a venit înaintea Domnului și a spus, Doamne, adu-ți aminte când ne sculam la două dimineața. Adu-ți aminte că băteam drumul prin pericole ca să slujim bisericii Tale și împărăției Tale. Te rog în momentul acesta, ai grijă de-a nostru. În timp ce alți slujitori spuneau, lasă băi, din cât ai tu, e unul, e plecat, e ratat. Noi avem câte unul și ăla e așa cum îi. Tu nu e problemă, la cât ai, ăștia-s câștigat și el altă e pierdut. Ăsta se zicea, măi, ăsta e tot a meu. Ăsta e tot a meu. Și cu toată familia cerea de la Dumnezeu să se îndure. A venit Dumnezeu, i-a cercetat copilul, l-a adus în biserică și l-a făcut lucrător al Domnului, slăvit să fie Domnul. Pentru că ai priorități corecte. Foarte mulți oameni văd, croiesc cărări după interese, așa, după interese. Când vine ziua cercetării pentru casa lor, nu pot apela decât la Dumnezeu. Dar ce să-i spui lui Dumnezeu? Ce-ai strâns în contul tău de până acum? Că este un timp când poți strânge ceva. V-aș ruga tare mult, stimații mei colegi bărbați, dezvoltați împreună cu mine frica de Domnul. Puneți priorități corecte și nu uitați că Dumnezeu are o împărăție unde ne așteaptă pe toți și dorim să ne pregătim pentru această împărăție. Prioritățile acestea corecte l-au făcut pe Iov, după cum vine să citea, să aibă și cu soția sa o relație corectă. În primul rând se arată iubire și fidelitate. S-a citit aici textul în care făcuse un legământ cu ochii lui să nu se oprească privirile asupra unei fecioare. Nu știu ce vârstă avea doamna Iov. Sigur nu mai era ca la prima tinerețe după 10 copii. Sigur nu mai era așa.
Sigur, Iov, ca și bărbat, cu potență financiară, om apreciat, cel mai de vază, avea împrejurul lui persoane care îi făceau ochi dulci. Dar Iov a rezolvat problema asta simplu. A știut că sunt fete mai frumoase ca nevastă sa. A știut că sunt fete mult mai capabile ca nevastă sa. A știut de asta. De le-a rezolvat problema simplu. Am făcut un legământ cu ochii mei să nu mă opresc privirile asupra unei alte persoane de sex feminin. Nu numai atât, n-am pândit casa sau soția aproapelui meu. N-am făcut lucrul acesta. M-am depărtat de subiectul acesta pentru că am legământ de fidelitate cu soția mea. Și atenție, într-o zi, cum bine se spunea, doamna lui a văzut că s-au dus slujitorii. Permiteți-mi să parafrazez. Când se ducea ea la mall pe timpul ăla cu o grămadă de aslujnici împrejurul ei, cumpăra tot ce vrea, că avea de unde, nu? Și nu ducea ea poșetele și gențele cu ce lua de acolo. Avea slujitoare care ducea. Acum, dintr-o dată, s-a pierdut tot. S-a pierdut sponsorizarea, s-a pierdut bogăția, s-a pierdut copiii, slujnicii care au scăpat unul ars de foc, altul lovit de dușmani, și toți au fugit. La un moment dat Iov și spune, cel pe care nu-l puneam nici paznic la oi, vorbește acum de mine. Era deranjat cel, toți plecase de acolo, rămăsese doamna Iov pistoc cu domnul Iov care era și bolnav. Și se scarpina în continuu. Și la un moment dat doamna Iov și-o dat seama, bă, ăsta o duce mult. O duce mult așa scărpinându-se, eu și o toată ziua trebuie să-i dau apă, trebuie să-i dau cu tare. Supărată cum era ea, îi spune, băi, Iov, tu rămâi tare în neprienirea ta, din câte văd eu ai longevitate în situația asta. Tu nu poți muri pentru că tu n-ai păcătuit, băi. Dar îți dau o idee, blastă-mă pe Dumnezeu și eu în locul Iov întreba, dragă, dar cine se ocupă cu mormântarea? Ea spune, eu mă ocup de mormântare, eu îți fac cavou, îți fac tot. Numai să fiu liberă din punctul ăsta de vedere. M-aș fi așteptat ca Iov să spună cum aș fi spus eu, dar nu mă fac eu bine? Nu discutăm după aceea? Eu decât să face bine eu. Știți cu cine mai are 10 copii? Cu doamna Iov, cu aceeași doamnă. De ce? Pentru că Iov, pentru că avea pe primul rând pe Dumnezeu, a avut iubire și loialitate față de soție, și a avut îngăduință și iertare, pentru că prioritatea lui n-a fost ce a făcut doamna Iov într-o zi de supărare. Să-ți pierzi 10 copii odată? Să-ți pierzi tot ce ai odată? Să n-ai pe ce pune mâna, efectiv, din ce ai fost și ce ai ajuns? E normal să scape asemenea cuvinte. Dar Iov îi spune, vorbești ca o femeie nebune și îi spune un principiu de care a ținut cont tocmai relația asta cu Dumnezeu. Și anume, ce? Primim de la Dumnezeu binele să nu primim și... Dar noi i-am explicat, băi Iov, dar răul ăsta nu-i de la Dumnezeu. Satana ți-l-a dat, măi. Satana a făcut așa. Satana, tu trebuie să ai șută pe Satana, măi. Ăla face rău. Nu. Eu n-am treabă cu Satana, n-am treabă cu șeful, n-am treabă cu veșinul, n-am treabă cu suștania aia de om, n-am treabă cu nimeni. Eu am treabă cu ăla care a dat aprobările. Cu Dumnezeu. De la el primesc binele sau răul. Când pui softul ăsta aici, știi că nu mai ai șută pe nimeni. Îi evangelizezi pe toți. Pentru că pui lucrul ăsta aici. Nu el a sucit, l-a așezat Dumnezeu pentru un anumit test. E lângă tine pentru un anumit test. Dumnezeu l-a pus acolo. Ca atare, tu n-ai treabă cu oamenii, cu carnea și cu sângele. Tu ai treabă cu Dumnezeu care a îngăduit să treci prin situația respectivă. Toate acestea, din pricina faptului că a avut priorități corecte. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Al doilea lucru și efect al fricii de Domnul în familia creștină sunt soțiile care sunt supuse soților lor. Aș vrea să vă spun, stimate surori, nu sunteți supuse soților pentru că sunt perfecți. Noi ne recunoaștem imperfecțiunile noastre. Recunoaștem că suntem făcuți din material diferit. Noi am făcut fost bărbații ca și Adam, pentru că ne tragem din Adam, am fost făcuți din material brut, din lut. Din lut. Femeia n-a fost făcută din lut. Pentru că Adam spune, acesta este os din oasele mele și carne din carnea mea, material prelucrat deja, finețuri. De-aia e diferență la sorteuri, de-aia e diferență la foarte multe lucruri, de-aia e diferență la lucruri pe care noi le cunoaștem. Noi, pentru noi, o pereche de ciorapi, o pereche de ciorapi. Ne-am luat și ciorapi roșii și cu ele nu ieșim din casă așa cum vrem noi. Noi vrem să mergem, reparăm ceva la mașină și ne mai trebuie o piuliță, unși de vaselină, așa merge la magazin să luăm. Că e o piuliță doar, nu? Că nu trebuie să te duci în salopete? Nu, trebuie să faci și duș.
ca să te poți duci după o piuliță. E enervant, da? Pentru materialul brut nu se înțelege chestia asta. Ori, stimații mei, familia este făcută în așa fel ca să poți înțelege aspectele acestea. Ori, în familia creștină, în teamă de Domnul, femeia va fi în primul rând, așa după cum bine se vorbea, în primul rând se va teme de Domnul. Spune Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 31, versetul 30, în felul următor. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Amin. Și aici vorbește în contextul unei femei care era căsătorită, în Proverbe, capitolul 31. Această femeie face tot ceea ce face în casa respectivă pentru că se teme de Domnul. Principala ei reacție e nu ce merită soțul ei, nu ce ar trebui să-i ofer lui. Câteodată noi, așa în felul nostru de a fi mai brutali, mai necizelați, așa, merităm hrană rece, merităm conserve câte o săptămână întreagă, am vrut să spun o lună, dar nu dădem idei. Știu, o săptămână întreagă, merităm conserve. Dar soțiile noastre nu trebuie să se uite ce merităm noi, ci se uită ce spune Domnul despre noi. Și suntem respectați nu atât de mult, încă o dată vă spun că merităm că am făcut ce trebuie. Suntem respectați că avem niște soții care se tem de Domnul. Amen. Prioritatea lor este ce spune Domnul. Pentru că foarte multe soții astăzi apelează la anumite circumstanțe și spun: Domnule, eu nu pot așa. Eu m-am fost crescută ca o prințesă de părinții mei. Am ajuns pe mâna la ăsta care nici nu știu ce gândește, nici nu vorbește, nici nu cotare. Eu îl las. Mai găsește și sponsori pe lângă ea și spune: lasă-l tu, dar ce se poate să trăie? Cealaltă, bineînțeles că trăiește cu bărbatul, are cu cine să încălzi noaptea în pat, are cu cine vorbi. Tu lasă-l să vedem ce se întâmplă în viața ta, ce se întâmplă. Și de foarte multe ori avem sponsori de ăștia care numai irită, întărâtă pe cineva. Ori v-aș ruga tare mult. Când aveți legământ înaintea Domnului, principalul lucru care trebuie să se manifeste atunci când aveți o contradicție, când aveți o neînțelegere în familie, este teama de Domnul. Doamne ajută! Pentru că Dumnezeu binecuvintează ascultarea de El. Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Ori eu mai spun câteodată lucrul ăsta și foarte important, pe lângă biserică, familia este un loc în care Dumnezeu dăltuiește în noi un chip deosebit, un chip deosebit. Atunci când oamenii de prin Italia, de aici la dumneavoastră, i-au adus lui Michelangelo un bloc așa de marmură, i-l-au pus în față, toți prietenii lui i-au întrebat: ce-i să faci cu blocul ăsta? Și el a spus că am să-l sculptez pe David, asta am să fac. Ce sculptură, domnule, din Dita mai Bolovanu, sculptezi pe David? Bine, Michelangelo a luat la un moment dat dâltițele și a început să îndepărteze surplusul. Tot îndepărtând surplusul, a făcut o statuie a lui David, pe care o șmirgheluit-o și pe care o admiră astăzi foarte mulți pe aici, pe la Roma, pare mi se, unde este expusă și dau și, s-a putea, la muzeu unde e expusă, să dea și bani grei să o vadă. Frații mei, în fiecare dintre noi există un chip. Și ceea ce dorește Dumnezeu să facă nu e un David care nu se mișcă, ci dorește prin darurile din biserică, prin pârghiile pe care le are, să dăltuiască noi chipul lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Când tu te căsătorești cu soțul tău sau cu soția ta, ăla vine cu tot cu trusă de dăltuță. Cu tot cu trusă. Din prima zi de căsătorie ăștia încep la cioplit, să îndepărteze surplusul. Bineînțeles, te doare. Cum te șoplesc atâi, nu te șoplește nimeni chiar. Ceilalți îi dau cu șmirghiuleală pe deasupra așa, dar ăștia vin cu bicamoră câteodată. De ce? Pentru că doresc să dăltuiască în tine o ființă care să semene cu Hristos. Bineînțeles că lucrul ăsta ne deranjează. Problema este că noi ne păzim de lucrul acesta și foarte mulți bărbați vin: băi, nevastă, ia mai lasă-mă tu cu critica. Dar ce, numai eu greșesc? Dar greșesc și alții. Nevasta spune: băi, bărbate, nu m-am mai învățat tu că vorbesc prea mult. Așa vorbesc toate femeile, lasă-mă așa în față. Și vine după 20 de ani că la un moment dat se spune: frații mei, găsesc bărbați și femei care spune: frate Virgil, eu sunt de 35 de ani căsătorit, dar sunt original de la început, adică bolovan de la început, așa. Ei, te gândești la situația asta? Cât e de greu pentru... Vezi că nevasta dă din cap: frate, n-am putut cu trusa mea să fac absolut nimic. Aș vrea să vă spun, căsătoria este un mod de a te cizela,
de a scoate surplusul din viața ta. Multe din surplusurile acestea sunt încăpățânările noastre. Multe din surplusurile acestea sunt lucruri cu care, cu pretențiile noastre, cu mofturile noastre. Cum v-am spus în vremea asta de astăzi, cum vorbea fratele Daniel, obișnuim să creștem unul, doi copii, să-i creștem pe prințul și pe prințesă. Și sclifosală și mofturi. Și vezi că persoana asta se căsătorește. Și când se căsătorește, el își închipui că celălalt vine dimineața cu tava să-i oferi ceaiul. De asta n-apare, așteaptă el ceaiul. N-apare. Și nervi, și supărare, și cutare, dar de ce? Și așa mai. Într-o casă cu nouă copii, n-așteaptă nimeni ceaiul. Se scoală și-și face ceaiul. Pentru că n-ai timp de mofturi de genul ăsta. Ei, se crește la momentul actual și multe din problemele pe care le avem noi la situația actuală în familie, e din cauza acestor creștere. Câte pretenții sunt, câte divorțuri s-au făcut doar pe asta. O căutate prin telefonul mobil să vadă, eu trimis cumva un mesaj, dar eu trimis la dirijorul de cor, dacă se va cânta cântarea aceea, să are loc de un solo. Neapărat trebuie să fie vorba de infidelitate. Neapărat. Să aibă ceva, o bază. Foarte mulți s-au despărțit așa și au așteptat din nou binecuvântarea Domnului. V-aș ruga tare mult. Fiți foarte atenți, stimate surori și stimați frați. O femeie care se teme de Domnul va ști în casa aceea să așeze în primul rând prioritate temerea de Domnul și în baza acestei priorități va fi un agent, un lucrător al Domnului pentru desăvârșirea soțului. Majoritatea dintre noi pe care ne vedeți la conferință sau chemați undeva, noi ne dăm mare așa când ajungem, că știm Biblia, dar în spatele nostru, soțiile noastre. Noi putem predica liniștiți pentru că ele și-au văzut de treabă și ne-au mai dăltuit din când în când. Mai au o treabă, dar am spus în timpul vieții noastre, fiecare păstor visează, trăiește ca Metusala. În timpul vieții noastre are timp să ne dăltuiască, nu dintr-o dată așa. Însă mai avem lucruri de îndreptat, dar toate acestea se fac cu înțelepciune. Doamne ajută! Un alt aspect este că își respectă soțul. În care, încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Și apoi un text care s-a tot pomenit astăzi, când vă vedea felul vostru de trai curat și în temere. O soție care trăiește cu frica Domnului, pe lângă că îi pasă de ceea ce vorbește Domnul, va avea grijă să-și respecte soțul, atât în casă cât și în afară. Va avea grijă să-l scoată în evidență. Niciodată nu se va plasa ea înaintea lui, ci totdeauna va spune soțul meu. Pentru că odată ce soțul ei este înălțat, este înălțată și ea. Și toți cunosc eminența cenușie din spate, care îl face pe el deosebit, extraordinar. Este tocmai soția lui care îi dă credit în domeniul acesta. Deci eu vă spun că respectul acesta și temerea aceasta de Domnul și respectul în familie produce în copiii din familie respective cerințe înalte, cerințe care câteodată ne confruntăm cu ele, cu anumiți tineri din familie, unui lucrători bun, a unor soții credincioase, în care copiii prind anumite vârste și spun, dar cum, n-ai prieteni? Ba da, am prieteni, dar vreau să găsesc pe cineva, mamă, care să mă iubească cum te iubește pe tine, tată. Sunt foarte deosebit în direcția asta. Vezi câteodată câte un băiat care spune, măi, dar ai atâtea fete, poți să alegi de undeva. Tată, e adevărat că poți să aleg, dar vreau să găsesc o fată care să mă respecte așa cum te respectă pe tine mama. De ce? Pentru că odată ce trăiești în frică de Domnul, produci niște cerințe la nivelul ăsta. Și copiii tăi vor fi foarte exclusiviști din direcția asta. Când vor vedea că există familii din astea în care ea țipă la mamă sa și o face nu știu cum, din start să nu te miri, stimate domnișoare, cum băiat nu mai vorbește cu tine. Tata, m-am prezentat bine, arătam bine, m-am machiat foarte bine. Chiar nu a rămas surprins? Nu. Când au văzut cum vorbești de mamă ta, nu a rămas surprins deloc. Ba chiar au rămas rău impresionat de lucrul acesta. V-aș ruga tare mult. Dezvoltați în familiile dumneavoastră temerea aceasta de Domnul, care se transmite la copiii dumneavoastră și le dezvoltă o formă de compatibilitate. Adică, el știe că din tot spectrul de care poate să-l aleagă, constată că nu-i clicul, nu-i compatibilitatea cu cineva. Mă, dar arată bine, dar arată fain așa, dar numai pozele pe care și le pune pe WhatsApp, cum sunt ele, ai tot stat să te uiți la ele, tată și mamă. Nu am compatibilitate. Nu știu de ce.
timpul demonstrează, zice. Dar dezvolți înăuntrul tău o anumită stare care nu-ți dă voie. Nu ești pe același palier. De aceea v-a șugat tare mult temerea de Domnul. Nu numai că ne ajută pe noi să trăim cum trebuiește, dar transmite copiilor noștri un standard înalt. Și nu e nicio problemă că prindeți 26-30 de ani ca domnișoare și domnitușori. Nu e nicio problemă. Dumnezeu are planul Lui, slăvit să fie Domnul. Bazați-vă pe numele Lui. De aceea, frații mei, e foarte important pentru bărbați să aibă priorități corecte, apoi pentru soții să fie supuse. Și ultimul lucru pe care aș vrea să vi-l subliniez, frații mei, este să avem copii ascultători. Spune Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 14, versetul 26, în felul următor. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Amin. Când temerea și frica de Domnul este în familia ta, copiii tăi fac din Domnul Dumnezeul tău, de care tu te temi, un loc de adăpost, un loc unde se pot proteja în orice problemă a vieții. Va veni o vreme când tu și soția ta nu veți mai fi, veți fi plecat într-o lume mai bună și în lumea aceasta vor fi provocări pentru ei. Vor fi situații dificile, oameni care se vor ridica împotriva lor. Când diavolul se va ridica împotriva lor, copiii tăi își vor aduce aminte că tata și mama mi-au făcut un loc de adăpost în Domnul, că oricând pot apela la ocrotirea Domnului. Cum pot părinții să dezvolte un asemenea loc de adăpost? În primul rând, prin învățătura pe care o dau. Nu plasați învățătura pe școlile publice, că nu se mai ocupă de mult de treaba asta. Altă dată, dascălii de la școlile publice aveau și ei teamă de Domnul. La momentul actual, programa școlară este făcută de alte cercuri. Învățătura lor nu-i să știe bine matematică, ci să schimbi genul pe care l-au cât se poate de des, pentru că ei au miliarde pe care să le pompeze în operații de schimbare de gen, ca să nu vorbesc altfel. Sunt o grămadă de bani în mijloc. Ca atare, educația copiilor noștri ne aparține nouă. Nu puneți cariera pe primul loc, e bună cariera, dar nu puneți pe primul loc. Pe primul loc este educarea copiilor noștri. De aceea Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l, câtă vreme copilul este mic, pune adevărul în mintea lui. Sădește în inima lui cuvântul lui Dumnezeu. Dă-i explicațiile de rigoare. Interesează-te dacă există școală duminicală, dacă există talent în ogost. Împinge-l acolo. Interesează-te dacă este studiu cu tinerii. Trimite-l acolo. Fă-l să se apropie. Vorbește de bine pe frați. Observ că foarte mulți copii se depărtează de biserică, de locul în care ar putea fi educat suplimentar pe lângă educația pe care le-o dau părinții, din pricina faptului că tata și mama nu-și găsesc locul. Foarte mulți urmăresc, au alte priorități, urmăresc doar banul și să locuiască în zone unde nu este biserică. Asta e un mod garantat de a-ți pierde copiii, frații mei. Că nu-i mai important euro în plus care îi primește acolo ca felul să-ți găsești un loc de muncă și mai prost plătit, dar să fie un loc unde copiii tăi să ducă la biserică, măi. Să ducă în casa Domnului. Bun, intri în biserică. Mai există o provocare. Biserica nu e formată numai din oameni care sunt perfecți. Ci sunt oameni care au venit să ne pocăim. Doamne ajută! Unii se pocăiesc mai ușor, slăvit să fie Domnul, iar alții ca mine e mai greu. Ei, pe mine trebuie să mă mai răbs până reușesc eu să iau demaraj la pocăință. Sunt, ca mine mai sunt mulți care greu să-mi pocăiesc de anumite lucruri. Ei, până ne pocăim, noi mai ne șlefuim pe lângă celălalt, mai îmblăm cu dalta, cu bicamoră pentru viața lui și așa mai departe. Deranjăm când dăm surplusul la o parte. Deranjăm de modul în care vorbim. Bun, părinții, chiar dacă ești deranjat de mine, de alt slujitor, de alt coleg, de altul care se scarpină de tine, te-a jucat tare mult, nu vorbi de rău pe frați în prezența copiilor tăi. Pentru că într-o zi copiii respectivului vor spune, nu vrei să mergem împreună să învățăm o cântare? În funcție de cum ai vorbit tu de el, el va spune da sau nu. Dacă tu i-ai vorbit de bine, știi că nimeni nu-i perfect. Noi ieșit în față și-o cântat o familie cu niște copii și tu spui, măi, ce oameni credincioși, ce cântare frumoasă au cântat. Și dacă n-ai ceva să-i lauzi, că te doare gura să-i lauzi, băi, ce bine arătau,
spune ceva, copilul tău să audă din punctul ăsta de vedere. Pentru că dacă după masă copiii celuilalt vin și spun hai să învățăm o cântare sau hai să citim împreună Biblia, copiii tăi pe baza vorbirii de bine vor spune, da, sigur că da. De-aia tu pe drum acasă, cum au foarte mulți obicei, în timp ce stau în bus, spune, s-o da și aia mari, n-aveai și ni cânta, parcă? Da, s-o dat, eu ieșit mari. De când au venit în adunare asta, tot se bag ei în seamă așa, tot iau locul alță. Și puteau să mai cânte și alții care au voci bune, dar tocmai ăștia se bagă în față, așa mai de. Bun, după masă vin copiii ăla și întreabă pe copiii tăi care tocmai au auzit comentariile tale plăcute la adresa lor. Nu vreți să cântați cu noi o cântare? Și spun, nu, nu. Și într-o zi îmi spunea un frate, frate Virgil, nu știu cum să face, că copiii mei, în loc să împrietenească cu copiii din biserică, s-au împrietenit cu copiii unui musulman. Cum se poate explica asta? Simplu, n-ai apucat pe musulman să vorbești de rău. N-ai apucat încă. Dacă vorbești și pe ăla, nu era prieten nici cu ăla. Și știți că asta o plătiți, frații mei? V-a șugat tare mult. În educația copiilor voștri, țineți cont de aspectele astea. Va chema Domnul să vorbiți de bine, de dragul copiilor voștri, dacă noi chiar nu merităm. Dar de dragul copiilor voștri, vorbiți de bine. Spune Sfânta Scriptură că în biserica primară trebuiau să aleagă niște diaconi. Dar una dintre condiții, pe lângă plinătatea Duhului Sfânt și alte lucruri, era să fie vorbiți de bine. Să ne ajute Domnul să mai învățăm să vorbim și de bine. Pentru că ce semănăm, aceea culegem și culegem în cadrul familiilor noastre. Educația constă și din punctul acesta de vedere. Fă-l pe copilul tău să fie interesat de școala duminicală. Fă-l să fie interesat de studiu cu tinerii. Să fac conferințe de tine, trimită-l acolo. Să fie împreună și vor dezvolta prietenii câteodată durează pe viață. Când el nu mai are cine, nici tata, nici mama, nu mai pot intra în camera lui că s-o baricatat, că are o decepție în dragoste sau altceva. Are un prieten care îl caută. Băi, deschide ușa, băi, răspunde la telefon. Am venit să te caut, cum, în continuu? Dar dacă n-are pe nimeni, stai la ușă și te rogi frumos, hai, deschide, că dacă nu, fără bălămăle, fac ceva aici. De ce? Pentru că n-are prieten. Ori prietenii nu te lasă, te întreabă să vadă cum ești, ce faci. Nu-i creșteți izolați. Aduceți-i în biserică, Doamne ajută! Asta presupune educarea copiilor și împărtășia bisericii. Foarte multe lucruri se destăinui de foarte multe ori, nu ți se spun ție, dar există lideri de tinereți, oameni care știu să vorbească. Și eu, ca și părinte, am discutat cu copiii mei până la un anumit nivel și mi-am putut permite să vorbesc. Dar au fost lucruri care n-am putut să vorbesc cu ei. Au vorbit cu alți frați colegi, cu alți... Și au discutat. Biserica are asemenea oameni. Are asemenea oameni. Lucruri pe care tu nu le poți vorbi cu copilul tău, le pot vorbi eu, te ajut eu. Dar tu poți vorbi cu al meu. La asta e bună biserica. Și atenție, copiii voștri trec prin niște provocări la care eu, când eram copil ca ei, adolescent, nici nu trecea prin cap așa ceva. Păcatul e la un clic distanță. Unii dintre ei sunt curioși, cum eram și eu. Credeți că dacă eu eram ca ei, nu eram curios și eu de o grămadă de lucruri? Tot colegii de la școală îmi tot spun, sunt curios și eu să văd. Și credeți că ei care seamănă cu noi nu uite la fel? Multe din lucrurile acestea pornesc ca o curiozitate, dar ajung o robie. Dar au prieteni care le explică, măi, lucrul ăsta îl putem rezolva așa, celălalt îl putem rezolva așa, lucrul ăsta nu-i corect. Există oameni care lucrează cu tine. Te-ai ocupat de educația asta? Sau le așa, da, ce, mie mi-a trebuit așa ceva, dar uite vremea care o trăiești tu. Fii conștient de vremea asta. Fă în așa fel încât să aibă tot ce-i trebuiește. Se spune Scriptura că învățătura noastră trebuie să constă în ceva. Și prezenta cuvântul Domnului în Efeseni că părinții nu trebuie să întărite copiii la mânie, ci să-i crească în mustrarea și învățătura Domnului. Copiii trebuie mustrați. Trebuie mustrați din punctul ăsta de vedere de a face diferența între bine și rău. Nu uitați că pentru copiii mici, cei de 4-5 ani de zile, ei nu pot face diferența între tatăl ceresc și tatăl lui. Tot ce face tata e bine. Și pentru că reprezintă pe Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu este în tatăl lor, în părinții lor. Ca atare, tot ce spun părinții este așa.
n-ai cum să-l contrazici pe el. Când să-i spui lui că există un mare boxer în lumea asta și dacă îl prinde pe taică-su să vezi și-i face Mike Tyson sau nu știu care, eu spune, păi, dar nu l-a întâlnit tata pe Mike Tyson, că nu mai rămânea nimic din el. La câtă bătaie știe tata. La câtă bătaie. Băi, dar să-i box la categoria grea. N-are a face, poți fi la categoria muscă și tânțar. Tot îl bate. Îl termină. De ce? Pentru că el discută, nu discută, el știe că tata lui e cel mai bun. Știe că mama e cea mai frumoasă. Oricând tata vine și îl învață minciuni, când tata vine și trăiește o viață duplicitară, când tata vorbește de rău pe frați, când tata vorbește de rău pe lucrători, copilul nu face diferență că ceea ce face tata e rău. Nu. Ci spune așa trebuie de făcut. Ori asta face parte din educație. De aceea e important pentru noi să plusăm pe lege de aceasta. De aceea e important când greșesc să-i mustrăm. Noi cu soția suntem aici când copiii noștri au spart câte o fahar sau câte o farfurie dintr-un set. Nu i-am bătut niciodată. Nu i-am pedepsit niciodată. De ce? Că se poate întâmpla. Dar când au mințit, niciodată n-au scăpat. Când au mințit, niciodată n-au scăpat. Ei trebuie să facă diferența între o greșeală de genul ăsta neintenționată și o minciună care este spusă ca să scape de ceva. Și de foarte multe ori negociam cu ei. Uite, ne pare rău că trebuie, dar noi trebuie să spunem că Dumnezeu pe care îl reprezentăm noi sunt lucruri pe care le facem și pe care El le pedepsește. Și nu-i place să ne pedepsească, cum nici nouă nu ne place să vă pedepsim. Ne pare foarte rău, dar trebuie să aplicăm o pedepsă. Negociam pedepsele cu tare și așa. Dacă nu ținea mâna la spate aici, dacă ținea mâna, plusa cu una și așa mai departe. Era o grămadă de negocieri. Dar până la urmă avea loc, au învățat copiii că trăiesc în fața unui Dumnezeu care, dacă ai călcat pe bec, El cumva va veni și va interveni. Nu trece așa, Dumnezeu e bun. Nu pot eu greși cât poate El ierta. Cât de mult așa învățăm. Las că-i băiatul tate, n-are nimic, nu respectă pe nimeni, nu are nicio treabă cu nimeni. Păi când ajungi la școală, te duci și te iei cu profesorul, cu dascălul. Dom'le, te iei de copilul meu? Tu știi cine e copilul ăsta? E copilul meu, dom'le. Bun, mai târziu ajunge să aibă un loc de muncă, nu-i bun patronul. Schimbă tot locul de muncă, că se ia de copilul lui. Știi că ajunge la un moment dat să nu fii bun nimeni în lume, numai copilul tău e bun? Că așa l-ai crescut, asta e educația care i-ai dat-o. Nimeni nu se poate folosi de el, oriunde îl pui, rău. Dacă îl așezi într-o adunare, până atunci adunarea era bine. Din momentul ăla nimic nu mai este bine în adunarea aia. De ce? Pentru că doar copilul lui e bun. Că așa l-ai crescut, așa l-ai educat. Ori educația copiilor noștri constă în mustrarea și învățătura Domnului. Ne ocupăm de asta? Că degeaba la un moment dat te prezinți cu ultimul tip de mașină care a ieșit pe poarta fabricii la biserică și spui, frate, cu greu am câștigat, numai eu știu cât am răbdat și câte slujbe am lipsit să pot cumpăra mașina asta. Investiția nu e în mașini, frații mei, nici în case. Investiția e în copiii noștri. Să ne ajute Domnul să înțelegem lucrul ăsta. Și ultimul aspect pe care îl ridic este ascultarea. N-are cine să învețe pe copiii noștri cu o viață lungă și fericită, le oferă ascultarea și cinstea față de părinți. La momentul actual trăim într-o lume în care copiii sunt învățați să se ridice împotriva părinților, să mintă dacă se poate. Sunt psihologi băgați anumit în școli, plătiți pe banii noștri, ca să-l tragă pe de limbă pe copilul tău, ca copilul tău să spună, tata și mama mă forțează să merg la biserică. Tata și mama, eu nu vreau, dar tata și mama doresc să mă duc acolo, ca să aibă un motiv să-ți intri cu bocancii în viața ta și să-ți termine viața pe care ai știut-o până atunci. Asta e lumea în care trăim. Ori în lumea aceasta în care trăim, trebuie să învățăm pe copiii noștri că există cineva care se uită la modul în care ascultă de părinți. Ca să scoată din drumul lor pe șoferii beți, ca să scoată din drumul lor duhurile necurate, ca să scoată din drumul lor atentatori și ucigași, ca să scoată din drumul lor tot felul de boli, ca să le dea o viață lungă și fericită. Și totul nu se clădește după ce termin facultatea. Și totul nu se clădește când te căsătorești, ci totul se clădește când ești copil. Și copiii de astăzi n-au informația asta. De ce? Pentru că noi avem foarte mult de muncă, soții noștri au foarte mult de muncă, ne-am luat anumite credite pe care trebuie să le plătim, am cumpărat anumite mașini ca să uimim pe oameni la care nu le pasă și neglijăm tocmai educația aceasta a copiilor noștri, care își permit să ne trântească ușile în nas de le sare clanța și ei nu știu că cineva notează. Și ei nu știu că cineva notează orice mormăit
Măi, la ora 10 să vii acasă, dar cine ești tu să-mi spui să vin acasă? Vin când vreau eu, când vrea mușchii mei. Și cineva notează lucrurile acestea, și cineva notează lucrurile acestea, să nu te miri când Dumnezeu te ia la jumătatea zilelor tale. Să nu te miri că puteai să ai o viață lungă și fericită și Dumnezeu îți curtează zilele. Pentru că totul nu e în funcție de facultatea pe care ai terminat-o și de căsătoria pe care ai avut-o, ci de cum ai ascultat de părinți. Cine să-i învețe pe copiii voștri dacă noi nu ne facem timp? Noi ca și păstori din când în când mai vorbim și suntem îndemnați să vorbim la subiect. Cum în ziua de astăzi am vorbit despre frica Domnului. La subiect. Nu totdeauna e subiectul ăsta. Când e binecuvântare de copii, mai vorbim. Dar v-aș ruga tare mult. Frica aceasta de Domnul, care în cadrul familiei se așează pe bărbat și bărbatul are priorități corecte, priorități pe care le vede și soția, pe care le văd și soții și copiii. La prioritățile astea corecte pe care le are soțul, e mai mare dragul pentru o soție să se supună pentru un om care îl iubește pe Domnul, care întreabă pe Domnul, care îi pasă de ce spune Domnul. E mai mare dragul. Ea totdeauna se referă la Domnul și Dumnezeu îi va spune, supune-te. Și el e în desăvârșire ca și tine. Soția respectivă va avea o atitudine de respect față de soțul ei. Îi va purta respectul în fața copiilor și în fața societății în care va fi așezată. Și copiii, la rândul lor, vor pleca din cuibul părintesc cu o educație aleasă, ca educația unei familii de copii al lui Dumnezeu. Când își vor forma propriile familii, vor avea drumul lor, pentru că am învățat la părinți cum se face. Să ne binecuvinteze Domnul cu asemenea familii. Să le avem, să le dezvoltăm. Nu spunem că e perfect, încă mai sunt lucruri de înlăturat și din viața mea și din viața voastră. Dumnezeu a așezat lângă noi persoane care ne ajută, care ne sprijinesc, care îndepărtează surplusul și până vom ajunge desăvârșiți, mai este. Dar până atunci privim spre Domnul și prin bunătatea Domnului să ne ajute Domnul să trăim în frica Lui. Amin.